Declin uriaș al dobânzilor de la bănci. Băncile stau pe munți de bani, coboară abrupt dobânzile la depozitele la 12 luni de la 8% la 6%. Astfel, este supraliquiditate în sistemul bancar, iar creditarea merge prost și băncile nu mai au nevoie să atragă economisirile românilor. Victor Vleme ne explică totul. Victor, bun găsit! Bine v-am găsit, vorbim pe acest subiect cu invitatul meu, domnul Adrian Negrescu, analist economic. Domnul Negrescu, vă mulțumesc pentru prezență. Ce se întâmplă cu dobânzile? Scad de la 8% la 6% la câteva bănci. Scad, da, și scad și vor scădea în continuare până spre 6%, atât cât va fi probabil și inflația în acest an, pentru că băncile și-au învățat lecția inflației și încearcă să-și limiteze pierderile generate de creșterile de dobândă din anii trecuți. Motiv pentru care, de exemplu, la un credit, la un depozit, da, de 5.000 de lei, dacă anul trecut câștiga undeva la nivel de 420 de lei, dobândă, e, anul ăsta vei câștiga undeva la nivel de 320-340 de lei. E o scădere semnificativă pentru cei care își țin bani la bancă în depozitele clasice, astfel cred că pot găsi alternative mult mai bune. Să vă întreb, românii și-au pus foarte mulți bani în bănci în ultimul an. Ce alternative au acum? Păi, titlurile de stat, investițiile în fondurile de capital, sunt foarte multe companii în momentul de față aferente băncilor care investesc în titlurile de stat sau în titlurile de la bursă. Ai diverse variante, chiar și metalele rare reprezintă o investiție bună pe termen mediu și lung. Și dacă ne referim la creditare aici, cum stăm cu dobânzile? Că aici ar fi bine să scade. Acolo sunt în continuare, din păcate, în sus, aproape 8-9%, cam așa, da, incluzând aici și marja băncii, da, până când Banca Națională nu va da semnalul reducerii dobânzii cheie, da, semnificative, 7% în momentul de față, că nu va reduce spre 6 și ceva, să nu vedem o scădere a dobânzilor la credite. Și credeți că după vizita FMI de săptămâna trecută, la următoarea ședință a Consiliului Administrației de la BNR, ar trebui să vedem măcar un 6,75 la dobânda cheie? Ar cam trebui să fie, pentru că deja dobânda cheie este aproape de nivelul inflației, poate chiar peste nivelul inflației din România și nu e normal să ai o dobândă mai mare decât nivelul inflației. Peste nivelul inflației declarate. Declarate, da. Din păcate, inflația este cu totul și tot alta. O simțim altfel față de cele prevăzute de statisticile INS. Și dacă ne referim și pe finalul acestui an, ar trebui să continuăm pe acest trend descendent și la dobânzi și la inflație și la tot, să ne relaxăm puțin. Dacă autoritățile vor reduce și pragurile de preț la energie și gaze, asta va duce inflația la un nivel semnificativ mai jos și asta înseamnă că și Banca Națională va da semnalul ieftinirii creditelor. Și mai contează să dea un semnal. Relaxarea condițiilor de creditare, pentru că în momentul de față, de pildă, dacă vrei să iei 100.000 de euro de la bancă, trebuie să ai un salariu măcar de 8.000 de lei net. Ei, în condițiile astea este foarte dificil pentru majoritatea populației să ia un împrumut bancar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Negrescu, pentru aceste explicații. Revenim acum la voi în studio.